Bună ziua, dragi vizitatori ai canalului de YouTube Caliteo. În acest tutorial vreau să rezolvăm subiectul dat la bacalaureat 2022 la competențe digitale, subiectul de Excel. Este subiectul 3 roman, punctul 3 arab. Deschideți fișierul CompX. Fișierele se află în folderul examen. Dăm dublu clic pe fișierul de Excel, comp_x. Sortați la punctul amic. Sortați descrescător și orientați la 45 de grade conținutul celulelor din grupul B2, două puncte B5, din foaia de calcul, document de lucru. Suntem în foaia de calcul, document de lucru și selectăm domeniul de celule de la B2 la B5. Și din fila pornire apăsăm pe butonul sortare și filtrare, sortare de la cel mai mic, de la cel mai mare la cel mai mic. Din fereastra care se deschide, alegem opțiunea continuare cu selecția curentă. Sortare. Punctul B mic. În tabelă din foaia de calcul, dar înainte de B mic, trebuie să orientăm la 45 de grade conținutul acestor celule. Tot din fila pornire, de la secțiunea aliniere, orientare, înclinare text în sens contrar a celor de ceasornic. Punctul B mic. În tabelul din foaia de calcul document de lucru, inserați o coloană nouă imediat după coloana C cu același conținut și aceeași lățime ca aceasta. Dăm click pe litera C corespunzătoare coloanei, dăm click dreapta, copiere, apoi dăm click dreapta pe coloana D, inserare celule copiate. Și a fost inserată, am apăsat asta Escape ca să deselectez coloana C, și a fost inserată coloana C în locul coloanei D, iar coloana D a fost mutată pe coloana E. Aplicați setarea de încadrare text numai pentru coloana C, astfel încât, fără a modifica dimensiunea fontului sau conținutul textului, acesta să fie vizibil în întregime, în limitele celulei, indiferent de lățimea acesteia. Dau click pe litera C a coloanei și apăsăm butonul încadrare text din fila pornire. Punctul C mic. Selectați primele trei coloane ale tabelului din foaia de calcul document de lucru, indiferent de etapa prelucrărilor, și efectuați setările necesare astfel pentru a tipări doar această selecție. Deci, selectăm primele trei coloane A, B, C. Din fila fișier apăsăm imprimare. Și de la setări alegem se imprimați selecția. Afișare examinare înaintea imprimării. Și facem o captură de ecran. Realizați o captură de ecran care să cuprindă fereastra în care sunt vizibile aceste setări. Apoi salvați imaginea obținută în foaia de calcul, document de lucru, în dreapta tabelului aflat în aceasta. Apăsăm tasta Print Screen de pe tastatură. Această tastă se află deasupra tastei Backspace. Revenim în foaia de calcul, document de lucru, și dăm Ctrl V sau click dreapta Paste. Și am inserat captura de ecran
în dreapta tabelului din foaia de calcul document de lucru. Salvăm modificările aduse în fișier prin combinația de taste Ctrl-S sau apăsăm butonul sub formă de dischetă din colțul stânga sus al foii, al registrului de calcul, sau din meniul fișier apăsăm Save, butonul salvare. Și închidem fișierul Excel. Astfel am rezolvat subiectul de Excel dat la competențe digitale în ziua 1 anul 2022.